Salutare și bun venit pe canalul nostru! Astăzi vom vorbi despre 15 motive de bază pentru mâncărimi pe care poate nu le știi. În medicină, mâncărimile sunt denumite prurit, iar cea mai frecventă soluție este pur și simplu să te scarpini. Mâncărimea este de obicei asociată cu un nerv superficial din interiorul pielii, care este iritat într-o oarecare măsură. Dar, înainte să începem episodul de astăzi, abonați-vă la canalul nostru și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canal. Să începem! Cauzele ar putea varia de la păduchi sau scabie, precum și helminți, virusul herpesului, înțăpături de insecte, cum ar fi gândacii de pat, sau chiar o infecție cu drojdie, de obicei în zonele intime. Un alt motiv ar putea fi iedera otrăvitoare. Apropo, eu am o alergie teribilă la aceasta. Contactul cu ea îmi declanșează o mâncărime infernală. Trebuie să mă lupt cu nevoia de a mă scârpina. Am descoperit că doar un duș fierbinte ameliorează această mâncărime timp de aproximativ 3 ore, iar cauza este cu siguranță iedera otrăvitoare. Mușcăturile de căpușe sunt de asemenea o problemă. O căpușă amorțește de obicei zona mușcăturii, așa că nu o simți imediat. În ultimul an am fost mușcat de căpușă de vreo 20 de ori, probabil, din moment că locuiesc în zone rurale. Dar nu au dus la boala Lyme. Uneori însă trebuie să mă verific de căpușe. Uneori mâncărimea încă apare și reușesc să le găsesc. O altă cauză a mâncărimilor este diabetul. Dar de ce un diabetic ar avea mâncărimi? Se datorează unor probleme de circulație, în special în ceea ce privește fluxul sangvin către terminațiile nervoase. Chiar și la nivelul picioarelor poate apărea neuropatia periferică, unde sângele nu ajunge la terminațiile nervoase, iar nervii o iau razna. Pot apărea mâncărimi, arsuri și chiar dureri severe. Fluxul sangvin poate înceta. Nervii au nevoie de sânge pentru a funcționa corect. Există de asemenea o afecțiune numită policitemie, în care există prea multe celule roșii din sânge. Acest lucru poate duce la afectarea circulației, ceea ce reduce fluxul de oxigen către piele, provocând mâncărimi. Probleme cu glandele paratiroide. De obicei sunt 4, situate pe glanda tiroidă. Acestea reglează calciul. Dacă sarcina asupra glandei tiroide este prea mare, se poate forma un exces de calciu în sânge, iar prea mult calciu se poate depune în piele. Acest lucru poate duce chiar la calcifierea pielei, care afectează terminațiile nervoase. S-a constatat că în cazul persoanelor cu mâncărimi severe, aceste mâncărimi dispar după îndepărtarea glandelor paratiroide. Există de asemenea o problemă cu rinichii, uremia, când urea se acumulează în piele. Acest lucru duce de asemenea la iritarea nervelor, cauza fiind o boală renală avansată. O altă cauză este ficatul. Lucruri precum ciroza hepatică sau hepatita, când ficatul care ar trebui să producă săruri biliare nu mai face acest lucru. Ca urmare se formează un sediment gros care înfundă canalele ce duc la vezica biliară. Acest lucru se numește colestază. În acest caz se resimte o greutate în hipocondrul drept. Durerea poate iradia chiar și în zona scapulei drepte. Și în cele din urmă există ceea ce se numește piele uscată. Aceasta provoacă de asemenea mâncărimi. Motivul constă probabil în faptul că nu există suficientă bilă în vezica biliară pentru a extrage vitamina A din alimente. Sau primiți prea puțină vitamina A. Sau vă lipsește vitamina D, care poate exacerba inflamația. Am observat că persoanele cu mâncărimi ale pielei aveau adesea probleme cu ficatul sau cu vezica biliară. Ar putea fi vorba de o iritație la nivelul vezicii biliare, precum și de o deficiență de acizi grași omega-3. Chestia este că omega-6 și omega-3 concurează între ele. O persoană obișnuită are de 20 de ori mai mult omega-6 decât omega-3. Rezolvarea acestei probleme este foarte simplă. Trebuie să vă schimbați dieta. Există de asemenea un remediu, acidul taurocolic. Este un tip de sare biliară care subțiază bila. S-a constatat că reduce foarte mult mâncărimile la persoanele cu ciroză. Interesant este că ușurarea după scărpinarea unei zone cu mâncărimi apare datorită stimulării producției de serotonină și dopamină, care oferă ușurare. Există chiar și scărpinători de spate profesioniști, care pentru o anumită sumă de bani vă vor scărpina pe spate. Este destul de relaxant. În general, am vrut doar să vorbesc despre posibilele cauze ale pruritului, în special cel cronic, și de asemenea să vă dau mai multe informații pentru a putea determina cauza mâncărimii dumneavoastră. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, împărtășește-l cu cei dragi, cărora le-ar putea fi de ajutor. Pune un like și pornește clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Pe curând!